Din cauza temperaturilor cu minus înregistrate în ultimele zile, râul Nistru a înghețat, iar oamenii din satele Cocieri, Corjova și Molovata Nouă din raionul Dubăsari, care muncesc pe partea dreaptă a Nistrului, nu mai pot ajunge acasă cu bacul așa cum o făceau până acum. În aceste condiții, ei sunt nevoiți să-și lase mașinile în satul Molovata și să traverseze râul cu un împingător fluvial. Acest împingător fluvial este singurul mijloc de transport cu care oamenii care locuiesc în satele Molovata, Cocieri și Corjova pot ajunge acasă. Tot cu acesta este transportată și marfa. Capitanul susține că există pericol iminent de prăbușire, dar este singura lor soluție. Pentru transportarea oamenilor se fac câte 3 curse pe zi. Azi cu împingătorul, mâine cu vlesiorul, dar nu începem a lucra. Pentru și așa... Producția și mai principal, care o ducem la malul și ala. Sunt agenți economici, vin și descarcă palubă și le ducem încolo în parce. Oamenii spun că le este frică să meargă cu acest tip de transport, dar nu au altă soluție. Nu v-a fost frică? Nu leacă frică, nu chiar tare. Nu-i comod, clar lucru. Cam câte persoane în cap aici? Da, eu nu știu, prima oară circul cu... Șeful întreprinderii de stat Bacul Molovata, Vitalie Gățcan, spune că feribotul nu este prevăzut pentru activitate în asemenea condiții. El e mai mult pentru temperaturile înalte, mai sus de zero, dar iarna nu-i prânză, dar funcționăm cât trebuie să funcționăm. Mai mare problemă e cu agenții economici care trebuie să aprovizioneze satele, este cu produse alimentare. Circulația feribotului a fost sistată în 13 februarie din cauza valurilor mari de pe Nistru. Peste o zi însă și-a reluat activitatea. Problema transportului pe Nistru urma să fie discutată miercuri la o ședință a misiunii OSCE în Republica Moldova. Am încercat să obținem o reacție de la guvern despre ce a fost discutat la această ședință, dar nimeni dintre responsabili nu ne-a răspuns la telefon.